N-ar mai fi trebuit să umpli după mine. Jacobson? Dumneata? Cum de-ați putut veni aici, părinte? Eu trăiesc sub numele dumneavoastră! Jacobson, te rog să mă ierți, da? Am crezut că atunci ai zbutit să scapi. Aici, de bună voie, nenarmat! Cui voia să veniți cu asta în ajutor? Ricardo! Ricardo, ți se dă drumul! Drumul? Nu mai pot, Gerstein. Nu mai pot. Mi-am spus-o de sute de ori, a fost un gest de trufie. Atâta doar venirea mea aici. Nu mai pot rezista. Nu mai pot. De o săptămână nu fac altceva decât ard. 10 ore în șir, zilnic, morți. Și cu fiecare om pe care îl ard, arde și o bucată din credința mea, Gerstein. Arde Dumnezeul meu. Cadavre. O bandă rulantă de cadavre. Un nesfârșit drum de leșuri. Asta e istoria. Să fi știut că Dumnezeu privește pasiv. Toate astea ar fi trebuit să-L urăsc. Nimeni nu-L înțelege, Ricardo. Dar acum El vrea să te salveze. De unde știi asta? Știi ce tocmai pe mine? Nici nu mă refeream la mine. Familiile, Gerstein, familiile! Mie, în sfârșit, acum mi-ar fi foarte teamă de o salvare venită din partea lui. Monstrul ăsta care își devorează puii! Trebuie să supraviețuiești, Ricardo, să trăiești oricum, oriunde! Să trăiești, Gerstein, de acolo nu te mai duci să trăiești. Și el și toți ceilalți. Eu am venit aici cu o misiune. Asta trebuie să mă ține fericare. De drept, nu mai știu dacă mai are vreun preț, Gerstein. Asta nu mai știu.